principalul rol al Consiliului Superior al Magistraturii este de apărarea independenței justiției. Cum poate să intervină CSM în contextul în care sunt tot mai multe cazuri privind afirmații publice de încălcarea independenței magistraților? Trebuie să separăm apele. Când un inculpat sau un condamnat face afirmații despre justiție, nu cred că va trebui ca un organism ca și Consiliul Magistraturii să reacționeze. Însă în momentul în care, și avem exemplele cât de aproape, în momentul în care formatori de opinie exprimă un punct de vedere nedovedit în primul rând cu privire la judecăți de valoare referitoare la o persoană, evident, care este magistrat, evident că acest organism trebuie să-și îndeplinească atribuțiile de apărare a independenței. De aceea, la un moment dat, a apărut situația în care un anume inculpat a făcut o anumită afirmație, iar Consiliul Magistraturii, deși sesizat de Inspecția Judiciară, a considerat că afirmațiile unui inculpat intră în, să spunem, sfera largă a dreptului lui pe care îl are în privința fie a apărării, fie a libertății de expresie, și pe care să nu îl considerăm. Pentru că altfel am ajunge la situația ca mii și mii de afirmații făcute de condamnați sau inculpați să însemne cereri de apărare a independenței justiției. Nu acordăm, cu alte cuvinte, atenție decât în momentul în care, într-adevăr, independența justiției e afectată, reputația magistraților e afectată. Nu pentru orice afirmații ale unor persoane care nu sunt credibile, în primul rând. Dar rolul de garant al independenței justiției nu se rezumă la atât la apărarea reputației, independenței sistemului judiciar, judecătorilor, procurorilor, ci el are o sferă un puțin mai largă, pentru că nu poți fi independent dacă ai o dependență financiară foarte mare, nu poți fi independent dacă nu ai o structură organizatorică foarte bine pusă la punct și depinzi de ceilalți factori decidenți în societate, politic, administrativ. De aceea, tendința este ca independența să se manifeste pe toate planurile, inclusiv acela al resurselor umane și al resurselor financiare. În acest demers, sistemul judiciar a elaborat împreună cu Ministerul Justiției cu mulți ani în urmă o modificare a normelor organizatorice în care Înalta Curte de Casație și Justiție devenea ordonator principal de credit pentru toate instanțele din România. Acest act normativ, deși este în vigoare, aplicarea lui a fost permanent amânată, pentru că la acest moment și la momentele de până acum, Înalta Curte de Casație și Justiție nu putea prelua. Volumul ei de activitate era suficient de mare, nu putea. Cred că într-un viitor apropiat se va asigura și această independență financiară. Vorbind de cazurile concrete în care s-a constatat încălcarea independenței magistraților, sunt suficiente pârghiile pe care CSM le are în acest moment sau ar fi nevoie de o
procedură sau eventuale sancțiuni? Sunt mai multe opinii, chiar și în rândul membrilor Consiliului, prin care, mă rog, ar fi mai puternice pârghiile sancționatorii administrative sau, da, administrative în general, referindu-ne la sancțiuni pecuniare. Dar cea mai importantă sancțiune rămâne totuși sancțiunea morală și noi trebuie să tindem către asta, pentru că justiția la un moment dat trebuie să tragă după ea societatea. Sunt situații în care conștiința devine frână a societății și atunci trebuie ceva mobilizat. Mobilizăm în sistemul educațional ca să putem la un moment dat depăși momentul acesta de criză, pentru că este un moment de criză, momentul în care apar aceste interferențe de orice natură. Cred că suntem în momente de criză, fie că ele sunt economice, fie politice, fie morale, dar morala afectează totul. Dar există și o presiune a politicului asupra justiției? Acum este funcție, pentru că independența sistemului judiciar, de fapt, este independența fiecărui magistrat. Funcție, revin iarăși la educație, funcție de aceste elemente, de elementul educațional al conștiinței, răspunsul magistraților este da sau nu. Pentru că, indiferent dacă ai propriile principii și nu te abați de la ele, indiferent ce ți-ar spune unul sau altul, tu realizezi ceea ce trebuie realizat. De aceea, doar în momentul în care, într-adevăr, ar putea apărea presiuni în justiție, fie ale mediei, fie ale politicului, fie ale administrativului, trebuie să fim atenți să putem gestiona aceste situații, să putem replica asupra criticilor sau interferențelor în actul de justiție. Însă eu cred că la acest moment sistemul judiciar este suficient de stabil și de pregătit și nu mai poate fi vorba de o imixtiune în justiție, chiar atât de simplu. Lucrurile trebuie să fie mult mai complicate pentru ca sistemul judiciar să putem spune este atacat și nu poate să replice. El va replica. Eu am convingerea că deja s-a cristalizat sistemul judiciar și nu are de ce să se teamă. Care este prima evaluare după implementarea noilor coduri, atât în materie civilă cât și în cea penală? Sunt acoperite nevoile cetățeanului de cost, durată, acces la justiție? Sunt două chestiuni separate. Sunt separate și ca timp și ca modalitate de abordare. Codul civil și de procedură civilă deja a intrat de mai bine de un an și jumătate, un an și ceva, cel de procedură civilă. Evaluări am făcut. Cel de procedură penală am făcut o evaluare a priorică înainte de intrarea în vigoare. Am constatat câteva disfuncționalități. Am încercat să le remediem. Nu am reușit. Împreună cu Ministerul, Consiliul Magistraturii a supus Parlamentului 46 de modificări ale codului de procedură penală, pentru că vorbim de modificări numai la normele de procedură. Cele de drept material cad exclusiv în competența legiuitorului de a face într-un fel sau altul. Însă, în ce privește procedurile, e
o probabil o lipsă de comunicare care se relevă în primul rând în instabilitatea legislativă legată de sistemul judiciar, care este cel ce pune în aplicare acele norme procedurale, și legiuitor. Aici cred că va trebui să lucrăm mai mult, pentru că trebuie să facem în așa fel încât să se înțeleagă că anumite modificări procedurale sunt absolut necesare sistemului judiciar. Altfel, creează alte mecanisme, cum ar fi un recurs în interesul legii sau o întrebare preliminară pe noul cod, care să expliciteze cumva modalitatea în care se aplică o normă. De aceea, cred că va trebui să lucrăm mult, mult, mult în segmentul ăsta, raport Consiliu-Justiție legislativ. Un raport de colaborare instituțională și nimic altceva. Un raport de egalitate a tuturor celor implicați, în care fiecare să realizeze că orice instituție a statului, orice organism al statului este foarte important. Și atunci probabil că mult mai ușor vor trece cele 46 de modificări legislative pe care le-am dorit, și nu le-am dorit din orgolii, ci le-am dorit din necesitatea funcționării sistemului așa cum trebuie. Iată că una dintre modificări nici n-ar mai fi actuale, pentru că o hotărâre a Curții Constituționale a stabilit exact ce se întâmplă cu aplicarea legii mai favorabile. Și da, nu e nevoie de un asemenea mecanism care nu e în regulă. Curtea Constituțională nu este funcțională pentru interpretarea legii. Ea are problema ei de constituționalitate a actelor normative. Dar, în sfârșit, e bine că a dat-o, pentru că lucrurile s-au clarificat în mod irevocabil. Au dus aceste conturi la reducerea costurilor duratei? Vă spuneam că trebuie făcute două distinții. Am vorbit acum de aspectul procedurii penale. Vorbim de procedura civilă și aici au apărut, mă rog, în decursul celor câteva luni, 16-17 luni de când a intrat în vigoare, au apărut niște neregularități, însă mult mai simplu de uniformizat. Iar evaluările făcute chiar la Craiova, am avut o întâlnire cu președinții curților de apel, cu președinții secțiilor civile, cu înalta curte, tocmai pentru a evalua rezultatele intrării în vigoare a codului de procedură civilă, și a încercat să uniformizăm neregularitățile la nivelul fiecărei instanțe, apărute la nivelul fiecărei instanțe, adică a unei practici neunitare. Rezultatul este o reducere în materie civilă cu 8% a volumului de activitate la nivelul tuturor instanțelor, iar defalcat avem o reducere destul de importantă la Înalta Curte de Casație și Justiție, aproximativ 20% din activitate s-a redus. În schimb, la nivelul curților de apel a fost o creștere de 4%.
Deci, per total, ca și răspuns la întrebarea dumneavoastră, este, s-a resimțit 8%, înseamnă un volum mare de activitate, gândindu-ne la faptul că pe rolul instanțelor anul trecut au fost peste 3.300.000 de dosare. Evaluarea în ce privește codul de procedură penală nu am reușit să o facem și sperăm să fie prin toamna, sfârșitul acestei toamne, când putem avea și rezultate, ceva rezultate, pentru că altfel am putea să avem o evaluare greșită. Ultimul raport CSM arată că a scăzut volumul de activitate, așa cum spunea și dumneavoastră, la instanțe și pentru prima dată și stocul de dosare la parchete. Totuși s-a reținut și o încărcătură foarte mare la unele instanțe pe judecător. Cum se poate rezolva? Noi am încercat o rezolvare, mă rog, însă, din nefericire, puterea legiuitoare nu a vrut să țină cont de opinia instanțelor și a considerat că reducerea numărului de instanțe care nu sunt eficiente, noi am propus reducerea a 30 de instanțe de judecătorii din cele 172. Spuneam, Parlamentul a considerat că nu este o măsură utilă. În aceste condiții este firesc, noul cod de procedură penală implică, în opinia noastră, cel puțin 4 judecători la o instanță. Sunt instanțe cu 1000 de dosare împărțit la 4, sunt instanțe la care sunt peste 2000 de dosare pe judecător de această dată, nu pe instanță. Deci raportul ar fi cum să echilibrăm volumul de muncă al fiecărui judecător, al fiecărui procuror. Și, mă rog, vom încerca acum alte soluții, și anume de redistribuire a razei teritoriale, însă lucrurile sunt destul de complicate pentru că te lovești de aceeași problemă a proximității. Duci anumite localități într-o zonă mult prea depărtată de sediul instanței. Ori dacă o desfințai pe aia, împărțeai toate localitățile și le redistribuiai în alte părți, în așa fel încât să fie un oarecare echilibru. Iar sunt exemple multe, vă dați seama, din 30 instanțe la 15 km una de alta. E adevărat că instanțe nou construite la care s-a cheltuit foarte mult și care nu-și găsesc funcționalitatea, nu-și găsesc eficiența. Dar v-am spus, încercăm varianta aceasta, nu este în niciun caz cea mai bună, dar alta nu avem acum. O soluție ar fi căile alternative la justiție pentru a mai scădea de numărul lor? Justiția statală nu poate fi decât unică. Însă sunt jurisdicții private, cum este arbitrajul, spre exemplu. Arbitrajul se folosește destul de mult în materie comercială, în materia profesioniștilor. A apărut o instituție relativ nouă în România, medierea. Ea are o istorie foarte interesantă, pentru că într-o primă etapă, în 2003, apare ca o alternativă la arbitraj.
deci a fost o mediere pe lângă la Camera de Comerț și Industria României, după care, mă rog, s-a transformat în legea medierii și a apărut în sfârșit o variantă de soluționare amiabilă a unor litigi. Însă ea nu apare atât de eficientă pentru că legiuitorul nu i-a dat hotărârii pe care părțile au luat-o, spun, nu i-au acordat forță obligatorie. Așa încât, după ce încheie procesul verbal de mediere, mediatorul își sfârșește activitatea, iar actul acela nu poate fi pus în executare folosind forța coercitivă a statului. Da, asta, însă în România foarte puțin, chiar și cu să-i spunem caracterul jurisdicțional, pentru că aici e o natură contractuală și una jurisdicțională a acestei instituții. Contractuală pentru că e la latitudinea părților și jurisdicțională dacă îi dau putere executorie. Natura asta executorie, să spun, nu a fost agreată, nu a fost dată, greu de aplicat. În așa fel încât în România medierea este absolut nesemnificativă. Semnificativă este însă în țările nordice, Finlanda, Norvegia, în Statele Unite și mai ales în Australia. Acestea sunt zonele cele mai, să spun, bine determinate ale medierii. Am mai încercat o altă variantă pe care, din nefericire, nici patronatul, nici sindicatele n-au înțeles-o. Și anume că asistenții judiciari, cei care sunt pe lângă tribunale la litigii de muncă, la rezolvarea litigiilor de muncă, să se constituie ca prime instanțe cu caracter administrativ, jurisdicțional, pe lângă camerele de muncă. Nu s-a înțeles deloc care ar fi valoarea acestei instituții, noi instituții, și chiar am primit o critică total deformată și nejustificată a patronatelor, considerând că astfel noi vrem să înlăturăm posibilitatea ca atât patronatele cât și sindicatele să participe la acest tip de soluționare a cauzelor. În orice caz, ideea era că era o primă instanță administrativă, era adevărat statală, și o a doua instanță, calea de atac împotriva hotărârii date, să fie la tribunal sau curte de apel. Cam astea ar fi alternativele. Bine, cea mai puternică alternativă rămâne tot educația cetățeanului, care nu se va mai adresa atât de mult justiției, pentru că nu va avea nevoie, dacă știe să vorbească, dacă știe să respecte dreptul altuia, dacă știe să aibă o viață onestă. Sunt asigurate resursele financiare, umane, sediile instanțelor și parchetelor pentru continuarea reformei în justiție? Justiția suferă de o nefinanțare sau de o nefinanțare care s-a cronicizat. Sunt instanțe unde nu se poate lucra și totuși se lucrează. Fondurile sunt limitate. Sperăm ca acum în perioada aceasta 2015-2020, când
Uniunea Europeană repartizează fonduri pe infrastructură în România, să putem face ceva. Dar altfel, zeci de instanțe sunt într-o stare deplorabilă. Este foarte adevărat că sunt și instanțe unde construite, v-am spus, fie cu fonduri europene, fie în care cheltuiala nu s-a justificat, pentru că nu justifică eficiența. Dar noi sperăm în continuare, de data aceasta, într-un sprijin efectiv al Ministrului Justiției. Colaborarea dintre noi și Ministerul Justiției este foarte bună și sperăm ca toate proiectele pe care, în domeniul acesta al finanțării, pe care le propunem, să capete conturi. Care sunt proiectele CSM pentru perioada următoare? Consiliul Magistraturii are un plan, o strategie pe toată existența lui, pe perioada de 6 ani, un plan strategic sau să spunem constituit, format în 2011. Însă nu totdeauna, dat fiind modificări substanțiale legislative și în structura până la urmă societății, nu totdeauna ele pot pica bine. Însă prioritar pentru justiție acum sunt resursele umane, resursele financiare. Resursele umane însemnând nu atât judecători, cât personal auxiliar de specialitate. Și ne confruntăm în toamna aceasta cu o situație destul de dificilă în care sunt nefinanțate posturi existente ale grefierilor și care ne constrâng să nu putem să facem angajări. Bine, zic să nu facem noi, pentru că, de fapt, cel care se ocupă de gestionarea acestor probleme rămâne tot Ministerul Justiției. Dar noi ne preocupăm, și noi și Ministerul, ne preocupăm de buna funcționare a instanțelor, a parchetelor. De aia zic că suntem implicați în mod direct și noi. În ultimele luni sunt tot mai multe cazuri privind suspiciuni de corupție asupra unor magistrați. Cât afectează imaginea sistemului și încrederea în justiție? Sunt cazuri de corupție, au fost cazuri de corupție pe care noi încercăm să le să folosesc un termen care nu ar afecta foarte mult. Să nu le mai acceptăm. Iar această lipsă de toleranță se constată atât la nivelul Consiliului, cât și la nivelul parchetelor și a instanțelor. În ultima perioadă de timp ați văzut că parchetele au pornit o luptă împotriva corupției din sistemul judiciar. Inspecția judiciară, la rândul ei, a pornit acțiuni împotriva oricăror fenomene care, mă rog, pot fi adiacente faptelor de corupție, așa încât dorim ca într-o perioadă cât de scurtă să nu se mai poată vorbi despre corupție în sistemul judiciar. Însă, societatea în general este responsabilă, nu numai societatea în general, vorbim de toate structurile ei. Pentru că ajungem la educație,
educația este cea care, până la urmă, e fundamentul societății. Fără ea nu poți să progresezi. Progresul depinde de educație. Pe primul plan trebuie pusă educația și restul. Da, și restul. Afectat acest lucru, încrederea în justiție? Fără discuție că în momentul în care vezi că un magistrat este arestat pentru că a primit bani pentru o soluție dată, să afecteze imaginea. Pe de altă parte, e foarte important că sistemul însuși își curăță această neacceptabilă conduită. Tot legătură cu acest subiect, ar trebui inspecția judiciară să fie și mai activă? Cum evaluați activitatea acesteia? În opinia mea, activitatea inspecției judiciare față de volumul de activitate pe care îl are este bună. Am solicitat acum la rectificarea bugetară finanțarea unor posturi suplimentare pentru inspecția judiciară, pentru că la volumul acesta mare de dosare nu poți să faci față cu 30 de inspectori în judecători și 20 și ceva procurori. Sunt totuși 247 parcă de instanțe în țară. Nu poți cu 30 de inspectori să faci ceea ce ar trebui făcut. Pe de altă parte, însă, trebuie să recunoaștem și meritele mass mediei care ne avertizează cu fenomene deviante. Și e bine că o face, chiar dacă uneori exagerează. Bine ar fi ca atunci când greșește și ea să poată să se scuze, dar nu o face. Dar în sfârșit intră tot în fenomenul educațional. Toate cererile din ultimele luni adresate Parlamentului de ridicarea imunității unor deputați sau senatori au fost respinse. Cum vedeți blocarea unor anchete penale și regimul imunităților? Am spus la un moment dat că într-o societate normală nu trebuie să existe imunitate. Asta înseamnă că ai imunitate față de lege. Poziția Parlamentului este, mă rog, poziția instituțională, permite actele normative care reglementează funcționarea, permit o astfel de măsură, așa încât nu aș fi foarte încântat să fac aprecieri față de o altă putere în stat, pentru că nici justiției nu i-ar conveni ca Parlamentul să înceapă să analizeze hotărârile judecătorești. Dar ca principiu, nu ar trebui să existe imunitate la absolut niciun cetățean. Constituția spune că suntem egali în fața legii. Putem fi mai egali și mai puțin egali pentru că ne apără. Este foarte adevărat. Să fii apărat ca și judecător, ca și procuror, ca și parlamentar de actele ce se adresează direct funcției tale, exercițiului funcției tale. Dar altfel, pentru fapte de corupție, pentru fapte, în special că astea sunt de fapt în discuție, pentru fapte de corupție, pentru ce imunitate? Nicăieri și nimeni. Secția de judecători și de altfel și secția de procurori nu au fost atât de protectoare, să spun, ci din contră au stabilit ca instanțele să hotărască dacă starea de libertate sau nu se impune.
Poate că, eu știu, într-un viitor apropiat se va ajunge la același nivel de înțelegere. Va afecta acest lucru raportul MCV? Depinde în ce termen e pus. Pentru că nu neapărat arestarea unui senator sau deputat e importantă. Important este ca fenomenul să nu mai existe. Important e ca replica pe care o dă justiția să fie suficientă ca să înfrângă acest flagel, acest, ce să-i spun. În orice caz, e un fenomen care afectează grav nu numai societatea românescă. Franța e un exemplu foarte apropiat. Italia, chiar și Germania, dacă stăm să ne gândim la începutul anilor 90, a fost confruntată cu cercetarea unui prim-ministru. Anglia, dacă stau să mă gândesc, cu câțiva ani în urmă, Spania, iată, un membru al familiei regale. Dacă traversăm oceanul, găsim și pe acolo. Tot legat de raportul MCV, care sunt semnalele pe care le aveți în legătură cu următorul și unde credeți că vor fi notate progrese, unde critici? Sunt oarecum reținut cu privire la ceea ce va consemna raportul MCV. Cel puțin pe justiție, pentru că progresele sunt vizibile, adică pentru MCV progresul esențial era lupta împotriva corupției și integritatea. Restul nu vede MCV-ul. Nu vede volumul mare de dosare și nu vede nimic altceva, dar e bine că îl vede pe ăsta și e bine că uneori atrage atenția asupra fenomenului în sine. Eu sper să fie un raport favorabil României, chiar și cu aceste, să spunem, remarci pe care le-ați avut legate de protecția parlamentarilor. Nu cred că protecția parlamentarilor, așa cum e văzută acum în legislație, reprezintă un impediment ca să nu se constate progresele României. Care este factorul care afectează justiția cel mai mult? Economic. Factorul economic este cel mai... Vă spuneam de subfinanțarea cronică. Cu toate demersurile făcute și de noi și de executiv, pentru că nu trebuie să recunoaștem ceea ce este de recunoscut, totuși resursele financiare în sistemul, dar nu mai știi exact ce e prioritar, învățământul, sănătatea sau pușcăriile, cum zic, ne atrag atenția apropo de raportul MCV, apropo de câteva decizii ale CEDO care sunt total irealiste. Dar, în sfârșit, trebuie să le suportăm. Acum ajungeam și la capitolul CEDO. Este cunoscut că România are foarte multe condamnări la CEDO. Cum vedeți rezolvarea acestei situații și cât se datorează aceste condamnări erorilor judiciare? Anul 2013 a însemnat 88 de hotărâri date împotriva României pentru cel puțin o încălcare a convenției. Multe sunt pe problema interceptărilor, ilegalitatea interceptărilor sau, mă rog, intruziunea în viața privată. Altele sunt pe regimul de detenție, apropo de prioritățile pe care România, care, mă rog, în stadiul actual nu este atât de bogată,
ai o reținere, spun, ai o reținere în momentul în care discuți despre impactul pe care hotărârea de la Strasburg o are. E foarte adevărat însă că sunt condamnări ale României pentru termenul nerezonabil. Și atunci lucrurile pică într-adevăr în responsabilitatea noastră. Noi am făcut o evaluare a dosarelor chiar lunile trecute, prin aprilie sau mai, am avut un raport al inspecției judiciare pe dosarele mai vechi, pe termenele nerezonabile, și la volumul acesta de peste 3 milioane de dosare sunt 127 de dosare de corupție mai vechi de 10 ani. Problema acestora, fiind cauze penale, este un pic diferită. De ce? Pentru că a fost o perioadă în care orice sesizare a Curții Constituționale suspenda judecarea cauzei penale. Și de vreo, cred că sunt 3 ani, dacă nu mă înșel, Curtea Constituțională a hotărât nu se mai suspendă cauza. Este evident că dacă ani și ani de zile tot ai tergiversat soluționarea unui proces penal, introducând diverse cereri la Curtea Constituțională, n-ai mai putut efectua nici o activitate probatorie. Și atunci lucrurile au sunt într-adevăr, sunt 111 dosare care nu aparțin fenomenului corupției, mai cu o durată de soluționare mai mare de 10 ani. Și acestea sunt și unele cauze foarte bine determinate, spre exemplu în materia proprietății. Trebuiau eliberate niște autorizații de către administrațiile locale. Lucrul ăsta a trenat ani și ani de zile, așa încât dosarele rămân suspendate, dar ele se înregistrează ca dosare vechi. Și atunci, mă rog, singura variantă, bine, vorbesc de cauzele, mai sunt și cauze imputabile judecătorilor, iar atunci când sunt descoperite, și evident că sunt repede descoperite, cel vinovat va fi tras la răspundere. Este folosită justiția ca temă în confruntările politice? Se vorbește, toată lumea politică în ultima perioadă vorbește de independența justiției, să nu cumva să fie afectată independența justiției. Și este într-adevăr un subiect de dispută politică. Dar pe noi nu ne interesează disputa politică, pentru că revin la ceea ce am spus poate la începutul discuției noastre, fiecare judecător este independent. Fiecare procuror este independent, nu deține nimeni niciun fel de cheie a justiției. Justiția este a judecătorilor și procurorilor, justiția e a societății, societatea are grijă și judecătorii au grijă să fie independenți. Nu interesează dacă este un subiect de campanie sau nu ne interesează pe noi. Pot apela la toate mijloacele politicienii, pentru că până la urmă e o luptă a unor interese, dar pe noi nu ne interesează.